Bună ziua, sunt Irina Bejenaru și vă prezint știrile amezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Președintele Parlamentului Zinaida Grecean i-a fost testată pozitiv la COVID-19. Ea este în tratament la domiciliu sub monitorizarea medicului de familie. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de îngheț pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Se pot înregistra temperaturi de la minus 1 la minus 3 grade la sol, dar și în aer. 241 de familii nevoiașe din Chișinău vor primi lemne pentru foc din partea primăriei Chișinău. Livrările încep chiar de astăzi. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Zinaida Grecean, i-a fost testată pozitiv la COVID-19, se anunță într-un comunicat de presă al legislativului. Zinaida Grecean se află în tratament acasă, sub monitorizarea medicului de familie. Președintele Parlamentului confirmă într-un mesaj pe rețelele sociale că s-a infectat și mulțumește medicilor pe care îi numește eroii noștri. Regimul de autoizolare la domiciliu a deputaților este stabilit conform unei dispoziții a autorităților până la prezentarea rezultatelor negative ale testului la COVID-19. Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut cu 30% săptămâna trecută. Autoritățile spun că în perioada 12-18 octombrie au fost înregistrate 123 de victime, în comparație cu săptămâna 28 septembrie, 4 octombrie, când au fost 79 de cazuri. În perioada 5-11 octombrie au fost înregistrate 95 de decese. În perioada 12-18 octombrie au fost înregistrate 4.899 de cazuri confirmate de COVID-19. Este pentru a treia săptămână consecutiv când sunt raportate aproape 5.000 de îmbolnăviri. Bilanțul de la începutul pandemiei în Republica Moldova a depășit cifra de 67.000. Sunt acum raportate și 1.584 de decese asociate acestei maladii. Statistic, cei mai vulnerabili în fața infecției sunt pacienții cu vârste cuprinse între 60 și 69 de ani și au fost consemnate 602 decese. 419 decese sunt în grupa de vârstă 70-80 de ani. Cei mai mulți pacienți diagnosticați cu COVID-19 în Republica Moldova sunt femei. În schimb, cele mai multe victime sunt bărbații. Până acum, din cauza noului coronavirus, au murit 818 bărbați și 766 de femei. Specialiștii susțin că bărbații sunt răpuși mai ușor de COVID-19 din cauza fumatului și a consumului exagerat de alcool. Situația epidemiologică este gravă în municipiul Chișinău, unde rămâne codul roșu de alertă. Peste 18.000 de locuitori se tratează la domiciliu și sunt monitorizați. În spitale mai sunt disponibile 241 de paturi. Situația epidemiologică prin COVID-19 în municipiul Chișinău rămâne a fi alarmantă. Numărul cazurilor de îmbolnăviri sunt în creștere. La moment, din 1022 de locuri, de paturi care sunt în spitalele municipale, sunt internați total 781 de pacienți confirmați COVID. Din ei, în stare extrem de gravă, sunt 43 de pacienți. Sunt înregistrate și o creștere evidentă a cazurilor asimptomatice de COVID. Autoritățile fac din nou apel la populație să respecte măsurile de prevenire. Masca medicală, distanța socială și igiena mâinilor sunt măsuri eficiente, simple și la îndemâna oricui. Trebuie doar respectate. Agenții Brigăzii Fulger au fost puși serios la treabă în probe de foc în campionatul Special Force Open Cup. Misiunile au fost îndeplinite cu succes și agenții ne dau speranțe că liniștea publică e pe mâini bune. Îi vedem și noi la treabă imediat în telejurnal. Toamna și intră cu adevărat în drepturi. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de îngheț pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Se pot înregistra temperaturi de la minus 1 la minus 3 grade la sol, chiar și în aer. Avertizarea este valabilă pentru zilele de luni și marți, 19 și 20 octombrie. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații. Vremea se încălzește ușor începând de miercuri. Ziua se așteaptă până la 20 de grade Celsius în sudul Republicii Moldova, iar pe timp de noapte, mercurul din termometre va urca doar până la 11 grade Celsius.
241 de familii nevoiașe din Chișinău vor primi lemne pentru foc din partea primăriei Chișinău. Livrările încep chiar de astăzi. Autoritățile anunță că s-a dat drumul la căldură, iar 12 blocuri, o școală și doi agenți economici din Chișinău s-au conectat deja la sistemul de energie termică centralizată. Cei care doresc conectarea la sistemul centralizat de încălzire o pot face fără a aștepta o decizie oficială. Lemnul de foc oferit familiilor nevoiașe a fost colectat în urma defrișărilor realizate pe străzile din Chișinău, dar și de pe albia râului Bâc. Combustibilul pentru iarnă va ajunge la 241 de familii, iar primele cantități au fost livrate locuitorilor din sectoarele Centru și Botanica. Noi avem stocat la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, strada Prunului, peste 723 de metri cub de material pentru a fi pus la dispoziția persoanelor nevoiașe. Deci noi am elaborat și am aprobat graficele de livrare. Termoelectrica și Apa Canal Chișinău sunt gata să conecteze clădirile la sistemul centralizat de energie termică. Dumnealor sunt practic pregătiți 100% pentru a livra agentul termic și așteaptă dispoziția noastră. După informația de astăzi de la Termoelectrica, la moment sunt conectate 12 blocuri locative, o școală și 2 agenți economici. Dacă cineva din locuitori doresc ca să primească să se conecteze la rețeaua de distribuție agentului termic, putemul pot face fără ca noi să anunțăm. S-a propus ca cererile cetățenilor privind acordarea compensațiilor să nu mai fie depuse fizic de cei care au primit ajutor și în anii precedenți. Autoritățile vor verifica prioritar dosarele acestora depuse în 2019. Autoritățile dau asigurări că sunt pregătite pentru sezonul de iarnă. În stoc sunt 500 de tone de sare și lichid special pentru dezghețarea trotuarelor. Primăria Chișinău a mai organizat licitații pentru achiziționarea a încă 500 de tone de sare. Troleibuzele și autobuzele din Chișinău nu vor mai putea fi monitorizate prin GPS. Sistemul implementat pentru supravegherea online a transportului public nu mai funcționează. Primăria susține că firma care presta acest serviciu nu și-a îndeplinit obligațiile și a suspendat plățile, iar compania, la rândul său, a suspendat monitorizarea GPS. Autoritățile din Chișinău sunt în căutarea unor alte firme, în special cu experiență internațională, care ar putea propune o aplicație de monitorizare online mult mai eficientă. Regia de transport electric a contractat o companie care trebuia să presteze niște servicii de organizare a acestui sistem GPS. Din păcate, compania nu a prestat serviciile în volumul necesar și în calitatea stabilită în contract. Din acest considerent nu au fost achitați, iar fiind nemulțumiți de această situație, eu decis să nu prelungească deservirea. Agenții de la trupele speciale Fulger și-au testat abilitățile la cea de-a 10-a ediție a campionatului Special Forces Open Cup. Probele din concurs au fost extrem de dificile și s-au disputat între mai multe echipe din cadrul structurilor de forțe din Republica Moldova și România. Cei mai mulți dintre angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger sunt sportivi de performanță. Ei sunt obișnuiți cu probele dure, iar competițiile sunt pentru ei la ordinea zilei. Brigada Fulger este o unitate de elită a Poliției Republicii Moldova și a fost fondată pe 5 decembrie 1991. Agenții de la Fulger sunt cei ce intervin în cele mai periculoase cazuri, în situații de mare risc, când trebuie prinși cei mai periculoși infractori. Biblioteca Glasul Bucovine din Cernăuți este o oază de cultură românească în inima Bucovinei. Aici, cititorii pot găsi peste 5.000 de titluri de carte doar în limba română. Facem și noi o vizită peste câteva momente în telejurnal.
Comunitatea tinerilor basarabeni din Constanța a realizat un spot video prin care îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot pe 1 noiembrie la alegerile prezidențiale. Tinerii și-au intitulat apelul scrisoare către diasporă. În mesajul video ei recunosc că sunt dezamăgiți de situația politică din Republica Moldova, dar sunt siguri că schimbarea poate veni de la fiecare dintre noi. Noi nu mai schimbăm nimic. Am obosit să fiu mințit. Eu nu mă duc la vot că-s numai corupție acolo. Oricum nu mai venim acasă. De mici am fost crescuți cu dragoste pentru patrie. Acum s-a cam uitat. Cu toții am plecat cu gândul că neapărat ne vom întoarce. Astăzi am renunțat. Am schimbat meleagurile pe bănuți de dor. Simțim cum ne-am uitat țara. Și ea ne-a uitat pe noi. Dar noi știm că dragostea învinge și că poveștile au fost scrise să fie adevărate. Noi credem că se mai poate face ceva, dar schimbările pornesc de la oameni. Noi vrem să fim siguri că familiile noastre își permit un trai decent și că am contribuit la asta. Noi am vrea să ne creștem copiii unde am crescut și noi. Eu vreau să creștem împreună, ca o societate. Noi ne vedem viitorul acasă. Suntem responsabili și ne pasă. De aceea mergem la vot. Eu optez pentru transparență, dreptate și democrație. Eu sunt poporul. Eu sunt alegerea. Eu sunt viitorul. Noi mergem la vot cu o speranță. Tu ne mai dai o șansă? La data de 22 octombrie expiră termenul când cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia română mai pot depune actele pentru a beneficia de votul prin corespondență la alegerile parlamentare din România. Pentru a-și putea exercita dreptul la vot prin corespondență, cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia statului român se pot înregistra pe platforma online votstrăinătate.ro. Documentele necesare înregistrării sunt copia scanată a actului de identitate care certifică deținerea cetățeniei române și care trebuie să fie valabil în ziua completării formularului, dar și copia scanată după un document de identitate eliberat de autoritățile Republicii Moldova. Ai domiciliul sau reședința în străinătate? Înregistrează-te până pe 22 octombrie pe votstrăinătate.ro și poți vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Este simplu și sigur. Te înregistrezi, primești documentele prin poștă, descarci buletinele de vot, îți exprimi votul și trimiți plicul. Votează prin corespondență. Îți protejează sănătatea. Votează pentru România. Cărți prețioase ale scriitorilor Mihai Eminescu, Tudor Arghezi sau Nicolae Iorga, monografii și alte volume de literatură pot fi găsite în unica bibliotecă de carte românească din Cernăuți. Este vorba de Biblioteca Glasul Bucovinei, amplasată chiar în inima orașului bucovinean. Aici cititorii pot găsi peste 5.000 de titluri de carte doar în limba română. Biblioteca Glasul Bucovinei a fost fondată în anii 1960. De la primele volume de carte românească treptat a ajuns la mii de titluri. Istorie, literatură, monografii de mare valoare documentară sunt câteva din domeniile disponibile pentru cititori exclusiv în limba română. Am fondat-o pentru că am simțit necesitatea ca studenții noștri, intelectualitatea, să aibă un fond de carte românească. Avem peste 5.000 de cărți românești în limba română și vreau să subliniez că sunt multe cărți care sunt despre istoria Bucovinei, istoria românilor, ceea ce consider că este un fond valoros. Tot este literatura pentru școlile noastre. Deși internetul abundă în informații din toate domeniile, Biblioteca Glasul Bucovinei rămâne sursa principală pentru lucrările de curs ale studenților români din Bucovina. Lucrez la o lucrare referitor la istoria Bucovinei și a Cernăuțului și doar aici la Biblioteca Glasul Bucovinei putem găsi niște cărți selecte de o valoare foarte mare și care nu le putem găsi în alte biblioteci din regiune. Pentru a fi cât mai activ
accesibil pentru cititori bibliotecari țin pasul tehnologiilor moderne. Au creat un site al bibliotecii unde pot fi găsite toate volumele de carte disponibile. Aici chemăm toți studenții care au nevoie să citească documente, istorie, literatură artistică. Avem sistematizat Eminescu, Tudor Arghezi, Nicolae Iorga. Mai mult angajații de la Glasul Bucovinei mai și donează volume de literatură celorlalte biblioteci din regiune. Dragi bibliotecari, de ce vă temeți să puneți în rafturi și cărțile în limba română? Asta pentru că apoi să plângeți că nu le aveți? Cărțile pot fi luate chiar de la sediul nostru al bibliotecii. Glasul Bucovinei va menține viu suflul românesc din Bucovina. Oricine va trece pragul bibliotecii, cu siguranță va găsi un volum extrem de valoros în limba română. Ambiția de a reuși în viață, indiferent de obstacole, îi face pe unii oameni adevărați eroi. Exemplul lor de voință trebuie să fie o lecție pentru noi toți. O astfel de poveste de succes este în satul Ciutulești, Traionul Florești. O femeie cu dizabilități a deschis un atelier de croitorie și reciclare a materialelor textile pentru a ajuta și alte persoane cu dizabilități de sănătate să aibă un loc de muncă. Viața Mariei Brăiescu s-a schimbat după ce a fost victima unui accident rutier. Când era mică, era pasionată de croitorie, dar visa să ajungă profesoară. Viața i-a croit un alt drum, a lucrat la multe fabrici de textile până a reușit să pună pe roate propria afacere. Ideea principală este să ofere o nouă șansă resturilor de materiale, pentru că deșeurile textile sunt problemă globală. Am văzut că este o problemă colosală pentru Republica noastră și la un moment dat am înțeles că necesită o renovare pe care trebuie să o pun în aplicare ca să pot să pun în proces toate astea, să nu se arunce la gropile de gunoi, dar să le reciclăm și să facem și un lucru bun din ele. Resturile textile sunt colectate de la fabricile din Republica Moldova. Am colaborat cu cunoscuți, cu fabrici, am apelat, uite ce faceți cu ele, noi le aruncăm. Păi zic, uite, pot să vin eu să le iau fără nicio problemă, adică numai să-mi dați oamenii care să mi le încarce, eu chiar pot să mă duc. Cineva poate să aruncă la groapa de gunoi, eu mă duc să le iau la groapa de gunoi. Nu văd nimic rușinos. Deșeurile de materiale textile sunt sortate cu grijă. Cu ajutorul unui utilaj sunt transformate în lucruri utile. Lucrătorii în câmp numai le iau și le pun pregătite pentru a se lege la procesul de legare a viței de vie. Noi suntem în colaborare cu partenerii, ei îmi spun deodată ce îmi trebuiește, pentru care proces, fiindcă în procesul de uscat, legat uscat, este un tip de ață, pentru procesul de legat în verde este altul. Acum tăiem 20-30 de tone. Echipa Marie Brăiescu este mică, dar cu multă forță. 4 femei cu dizabilități și-au găsit un loc de muncă datorită ei. În plus, se bucură că pot munci acasă, în sat și au un program flexibil. Suntem curioși că au deschis așa un loc de muncă. Că nu avem unde lucra, în sat și Ciutulești nu avem unde lucra, ne ducem peste hotare, dar mai bine în sat. Suntem reveniți de la Franța. Am revenit pandemie, probleme și am venit acasă. Sunt o persoană cu dizabilități, am probleme cu spatele, sunt operată. Am stăruit să deprind repejor și am început să lucrez. Slava Domnului, cu ajutorul Dumnezeu, sunt aproape de casă, nu am nevoie de transport ca să circul încolo încoace. Foarte binevenit că e aproape de casă, de copii. În primul rând am fetița invalidă, băiețelul bolește des și e aproape de casă. Și doamna Maria ne înțelege foarte bine situația. Maria Brăiescu are planuri mărețe și vrea acum să investească într-un nou proiect. Japonezii nu renunță la tradiții. Un festival amânat în luna mai din cauza pandemiei de coronavirus a fost organizat acum, însă cu o participare mult mai redusă ca de obicei. Vedem imagini imediat în telejurnal. 10.000 de cetățeni belaruși au ieșit în stradă la Minsk pentru a cere demisia președintelui Lukashenko. Ei au sfidat avertismentele forțelor de ordine care au amenințat că vor folosi muniție de război. Pe străzi au apărut camioane militare, iar un număr neprecizat de protestatari au fost arestați. Opozanta președintelui, aflat la putere din 1994, l-a somat să plece până pe 25 octombrie, iar în caz contrar va face un apel la grevă generală. Thank you.
În ciuda pandemiei și a creșterii îngrijorătoare a numărului de infectări din Spania, controversatele spectacole de corrida continuă să fie organizate. O agenție de protecție a drepturilor animalelor, care luptă împotriva acestei tradiții, pe care o consideră o formă de tortură, a dat publicității o serie de imagini în care se poate vedea un taur maltratat în orașul Villarreal. Agenția Anima Naturalist cere încetarea acestor activități, însă primarul din Villarreal consideră că organizarea coridelor stimulează economia din zonă grav afectată de pandemie. Spania este cea mai lovită dintre țările europene, cu aproape 1 milion de cazuri de infectări cu COVID până în acest moment. Jorge, un clown și mim din Venezuela, își folosește talentul pentru a atrage atenția asupra pericolului reprezentat de noul coronavirus, dar și pentru a-i sfătui pe oameni să-i poarte masca de protecție și să respecte măsurile de prevenție anti-COVID-19. Clownul venezuelan, un adevărat artist cu inimă mare, muncește pe stradă. În trecut organiza spectacole pentru copii. Acum, după izbucnirea pandemiei de COVID-19, a fost nevoit să-și schimbe rolul. Dar mereu vrea să le aducă un zâmbet oamenilor și să-i ajute, cât poate. Mi trabajo siempre lo he llevado a llamar a la reflexión. Cuando estoy vestido así, a llamar a la reflexión, por lo menos. Cuando voy cruzando las calles y veo que se comen la luz roja del semáforo, se pasan el rayado, y utilizo mi silbato para ayudar a una anciana o un anciano a cruzar la calle, una persona con discapacidad. Jorge merge acum din autobuz în autobuz, unde prestează numere de magie și distrează pe oameni. Dar și pentru a-i sfătui să respecte regulile de prevenție a răspândirii virusului care a ucis atâtea vieți. Entonces, ¿cómo yo le puedo hablar a la gente que no se enoje conmigo, que no se ponga bravo conmigo? Que es de conciencia utilizar un tapaboca, que es de conciencia que la enfermedad existe, que el COVID-19 existe, que el coronavirus está. Chiar dacă este comediant, Jorge, în vârstă de 50 de ani, dă dovadă și de această latură serioasă. Îi avertizează pe oameni că trebuie să se protejeze și să-i protejeze și pe ceilalți. Își folosește talentul pentru a trage un semnal de alarmă. După 30 de ani de muncă, a fost singura lui soluție de a câștiga bani, nu atât de mulți ca în trecut. Pandemia a lovit puternic și Venezuela, unde au fost închise multe afaceri și activități care presupuneau prezența multor oameni. În Japonia s-a desfășurat în sfârșit festivalul tradițional Sanjia Matsuri. A fost amânat din luna mai din cauza pandemiei de coronavirus. A fost organizat însă cu o participare mult mai redusă ca de obicei. Ritualul include purtarea unui mic altar în jurul templului Asakusa din centrul capitalei nipone, Tokyo. Anul acesta, numărul participanților a fost limitat la 100 pentru fiecare cartier. Traseul și programul festivalului nu au fost dezvăluite pentru a nu veni un număr mare de oameni. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații, vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Irina Bejenaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!